Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra verde. Poți să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Nu uita că poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani, un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, sau poți să asculti ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Începem cu numărul 1, Piatra Roz. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Da? Hai să vedem, voi folosi același tip de etalare, doar că m-am gândit să schimb pachetul de tarot, da? să iau tarotul clasic, cum s-ar spune, și o să vedem despre ce e vorba. Ce trebuie tu să cunoști? Oh, ok. Este o persoană așa care, nu știu, te duci undeva să te întâlnești cu o persoană. Sau îți vine cineva în vizită, mai poate să fie. Da? E o întâlnire, e o petrecere, un drum pe care îl faci undeva la o zi sfântă, la o zi mare, mai poate să fie. Ia să vedem noi. Deci aici era o întâlnire, o petrecere, poate cineva care îți vine în vizită, mergi tu în vizită la cineva să te relaxezi, să te simți bine, beți o cafea, stați de vorbă. Ia să vedem noi. Ce trebuie tu să cunoști? Spre ce e vorba? Ei, aici e o lipsă de comunicare, din ce văd. Aici e ca o pauză într-o relație undeva anume. E un moment în care ai legătură cu o persoană pe care o respecti foarte mult. Că e un părinte, un profesor, că ai legătură foarte puternică cu planul ăsta spiritual și e cineva care te ghidează, care te-a pus pe gânduri în legătură cu o situație. Pentru tine, în acest moment, ia uite, avem nouă de uh, cupe, da. În momentul ăsta te văd liniștit, mulțumit, împlinit, o bucurie mare pe care tu o ai. Hai să vedem despre ce e vorba nouă de cupe. Se întorc multe cărți nouă de cupe. 2 de monede, deci parcă sunt două bucurii din două direcții. Reușești să-ți găsești echilibru în momentul de față, da. Din nou, Marele Preot, îndrăgostiții, faetonul. E cineva de la drum de tine care ți-a dat niște vești bune sau mergi undeva la drum ca să-ți faci o bucurie, ca să-ți faci o pofta inimii. Legătură văd cu Zodia, taur, gemeni, rac. Pentru casa ta avem o invitație pe care o primești, deci poți avea legătură aici cu o persoană mai tânără, cu un copil, dar pentru unii dintre voi văd clar un moment de mare sensibilitate, e un moment plăcut, un nou început. Uite, îți dorești liniște, pace, vrei să experimentezi mai mult, da? Doi de bâte, asu de bâte. Deci aici văd o veste bună pe care ai primit-o sau pe care urmează să o primești. De la o persoană matură, poate să fie o persoană mai în vârstă sau cineva care e de la distanță. Deci, vești bune! În curând, regele de cupe, deci, în curând poți să intri în contact cu o persoană dintr-o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, însă mai văd clar aici că în curând. Urmează să primești niște vești bune de la o persoană onorabilă, de la o persoană sensibilă, poate chiar foarte apropiată de sufletul tău. Hai să vedem ce e cu regele ăsta de cupe, da? cineva care face un drum scurt către tine, sau poate să fie vorba de cineva care vrea să-și planifice, să facă un drum, să facă o călătorie. Cineva aici își dorește să deblocheze ceva împreună cu tine. Mai văd o legătură și cu zodii de aer. Gemeni, balanță, vărsător. Cineva care își deblochează, da, tăcerea, rigiditatea, răceala. Uite, moartea, deci e clar o transformare. În viitor, pentru tine, avem. Uh, doi de monede, da? Este un moment în care, uite, în viitor poți să primești vești bune din două părți sau ai de dat niște bani, primești bani la rândul tău, reușești să-ți găsești un echilibru, reușești să te împarți aici între două locuri de muncă, două situații diferite, două orașe, două țări, deci reușești să rezolvi ceva. Hai să vedem doi ăsta de monede ce zice. Împăratul. Deci, în viitor, aici, uite, vei intra în contact cu o persoană, cu autoritate. Poate să fie șeful, tatăl, poate să fie partenerul de viață, dar este clar aici că cineva va impune niște reguli în viitor. Cineva va dori să se vadă cu tine. Zece de cupe regele de monede. Deci, aici. Am. Cineva va dori să vină către tine, cineva își va dori aici ceva stabil, ceva serios, poate chiar o discuție importantă pe care o poți avea legată de muncă. Dar și de un moment în care e ca și cum vrei să dai cărțile pe față cu cineva. Stai de vorbă și îți pui părerea, își pune și eu la părerea și vedeți ce hotărâre luați. Ce nu știi tu în toată povestea asta este 5 de cupe, adică tu nu știi aici că cineva cam plânge după trecut. Cineva regretă, cuiva îi pare rău. Ia să vedem. Trei de spade, trei de monede. Deci cuiva îi pare rău, nu știu, pe un triunghi amoros sau este o persoană de la muncă care se simte trădată, care are niște probleme. Poate chiar cineva care are o problemă cu un examen. Cineva se consideră cu inima frântă. Pe așteptate, faetonul, da? Uh, o legătură cu zodia rac, deci pe neașteptate aici tu faci un drum sau ai parte de o reușită. Vine cineva către tine. Spânzuratul. Deci pe neașteptate cineva are un blocaj legat de un drum. Da? Uh, poate să fie vorba și despre cineva care începe să vadă o soluție, începe să vadă o deblocare, o legătură cu zodia pești sau zodia leu. Da? Cineva începe să vadă lucrurile altfel. Și să vedem ce o să te mire în toată povestea asta. Este forța sau puterea din nou o legătură cu zodia leu pentru unii. Nu e valabil pentru toți treaba cu zodiile, dar le zic pentru că pentru unii dintre voi contează. Ce o să te mire în toată situația asta este o luptă pe care o ai, un moment pasional. Poate este vorba despre o dragoste care apare, te îndrăgostești de cineva, se îndrăgostește cineva de tine. Ia uite, e un rege de spade, cineva care te ademenește, se uită după tine, vrea să te cucerească. E o persoană căreia este teamă. Da? Este o reacție exagerată a unei persoane. În special discutăm despre un bărbat. E un bărbat matur, asumat. Eu cred că e vorba de persoana asta care stă și suferă aici în secret și nu mai poate și vine și se exprimă. Și zice lucrurilor pe nume. În urma unui drum. Deci omul ăsta face un drum, că nu are liniște, nu poate. Să vedem îngerii romantici ce zic. Îngerii zic așa, să aștepți. Da? Factorii religioși și că au un rol important în situația aceasta, adică să te rogi, să meditezi, unii poate ați făcut deja asta. Și ultimul mesaj zice despre căsătorie, că situația asta se termină cu o căsătorie. Acum, căsătoria în acest context nu ne neapărat vorba de o căsătorie cu acte. Poate să fie o mutare împreună, poate să fie o întâlnire, o relație serioasă, un contract, o înțelegere pe care o faci cu cineva. Da? Deci fiecare cu ce să știe aici, că nu toată lumea se mărită și se însoară. Dar cert este că aici tu vei avea niște conversații de la inimă la inimă cu o persoană dragăție și în urmă Acestor conversații, lucrurile eu văd că se clarifică. Doar că omul ăsta o să te surprindă, pf, fără dar și poate. Un mesaj vreau de aici. Surpriza e o invitație pe care o primești de la o persoană supărată, o persoană care are niște probleme. Da? Vrea să discute cu tine, uite. Da? Aici pot fi și niște mesaje, nu neapărat o întâlnire fizică, deși uite, e și cartea întâlniri. Poate e cineva care îți propune să vă vedeți și atunci rămâi surprins de situația asta. O întâlnire și un moment agitat, deci asta o să te surprindă. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos aceste informații și te invit cu drag și pe aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ți ales piatra verde. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem, dragii mei, mesaje din partea tarotului pentru numărul 2. Ce trebuie voi să cunoașteți? Ce trebuie să știți? Bun, a început citirea. Aici avem pe cineva care are o problemă, fie de sănătate, fie o problemă financiară. Și un as de spade, deci magicianul. E ca și cum în sfârșit ai găsit tăria să pleci dintr-o experiență ciudată. Pentru alții văd aici o ceartă pe care ați avut-o, o despărțire, un conflict și în urma acestei situații văd că a apărut o veste bună. Sau încerci să-ți reconstruiești viața, încerci să găsești o altă strategie, un alt mod. Dar văd clar o victorie. Pentru tine avem un 5 de monede, deci poate să fie și un moment în care te simți singur sau un moment în care preferi singurătatea, prefer meditația, ești detașat de planul material, dar poate să însemne și o problemă de sănătate sau o problemă financiară. Hai să vedem cu ce are legătură situația asta. Asul de cupe, deci o nouă emoție. Este o perioadă în care tu ești mult mai emoțional din fire. Și în legătură cu situația aceasta de care am discutat eu, văd o veste bună pe care o primești de la o femeie sau de la două femei. Avem aici o legătură puternică cu următoarele zodii: Taur, în mod special, Balanță, Fecioară, Capricorn. Primești o veste extraordinar de bună aici. Poate este și ceva legat de bani, de confortul tău, trecapeți încrederea în tine, mergi să te aranjezi, mergi să te faci frumoasă. Sau pentru merge mergeți, vă aranjați, da, primiți vești bune de la două femei. Pentru casa ta avem 5 uh, de băte. da, uh, e ca o joacă aici pentru unii, da, e ca un fel de luptă, un fel de joacă. Știți cum numai sunt cuplurile a cum se luptă, cum se iubesc, cam așa și aici. Dar pentru alții poate să fie un moment de conflict, de gelozie, în casă, în familie. Sunt opinii diferite, sunt uh, persoane diferite, oameni care vor să acționeze diferit. Șapte de băte steaua, o legătură cu zodia vărsător, dar văd aici o noutate care apare. Deci, uh, să zic că vrei să faci o schimbare și tu vrei o culoare, partenerul vrea altă culoare. Pentru zi văd aici că e ca și cum lupți pentru un ideal de a-ți face o casă, o familie. Poate să însemne și cineva care se simte constrâns într-o situație amoroasă. Și e ca o pentru că situația asta văd că durează de ceva timp. Da? Și în legătură cu situația aceasta văd o veste care apare, o idee, o scânteie, ceva se întâmplă. Poate este ceva legat de zona de online. În curând avem 2 de poate să fie un moment în care ai foarte multă creativitate, un drum lung pe care îl faci, dar și o persoană care îți poate veni în vizită. Îți faci o strategie pe un termen lung sau lucrezi la ceva care să zic că durează mai mult timp. În alte cazuri, ce văd clar aici Eu o alegere în curând. puterea pajul de monede, o legătură cu zodia leu. Deci, e ca și cum în curând studiezi ceva sau te întâlnești cu o persoană mai tânără, este o persoană care studiază sau o persoană care el a început de drum pe un anumit domeniu de viață, mai poate să fie. Și avem împăratul, marea preoteasă. Eu o așteptare mare în care ești pus aici, așa cum am zis și în privința asta văd eu o veste bună care vine. În viitor avem cavalerul de bt, o persoană optimistă, entuziastă, creativă, energică, deci aici, în viitor, poate să apară și o întâlnire amoroasă sau nu știu te îndrăgostești de cineva sau ai o întâlnire pasională cu o persoană mai poate să fie numărul 2. E, e aici e multă pasiune în viitor. Da, poate să fie vorba despre cineva care vrea să vină către tine, cineva care vrea să dețină controlul, este o persoană care se concentrează foarte mult pe planul ăsta material și cumva trebuie să știe totul dinainte. E cineva care are totul foarte bine calculat aici, din ce văd eu. Da? Ce nu știi tu? Patru de spade. Deci tu nu știi aici că cineva vrea pauză, vrea liniște. Cineva meditează, cineva se gândește la o soluție, cineva vrea vacanță, cineva vrea pauză. Hai să vedem ce e cu pauza asta. Uh, ok. Uf, temperanța 5 de monede. Da, e ca și cum cineva aici vrea să se recupereze, vrea să se refacă o legătură cu un săgetător. Vrea să-și repare inima, vrea să-și refacă situația. 6 de monede nebunul, 10 de monede turnul. Deci e cineva care are niște probleme aici foarte mari în casă, în familie, o problemă mare cu niște bani, da? niște cheltuieli care apar, cineva care își calculează totul foarte bine. Poate o prietenă sau cineva din jurul tău a avut astfel de probleme sau are și atunci a trebuie să găsească echilibrul. Ce, pe neașteptate, da, avem un doi de spade, pe neașteptate cineva trebuie să ia o decizie. Pe neașteptate cineva are un sentiment aici ciudat. Poate să fie vorba și despre o legătură cu zona actelor pentru unii dintre voi. Ia să vedem noi ce cu doiul ăsta de spade aici, numărul 2. Justiția, exact cum am intuit, împăratul, și 9 de bâte. O legătură cu Zotia perpec, Zotia Balanță. Pe neașteptate e cineva aici căruia este teamă să-ți spună ceva sau este teamă să ia o decizie. E cineva care deodată tace, da? deodată nu știe ce să zică. Ce o să te mire în toată povestea asta? Avem faetonul. Faetonul vine cu o legătură cu Zodia Rac, dar și cu un succes pe care tu îl vei avea. O bucurie un drum pe care îl faci, o întâlnire pe care o ai cu o persoană. Să vedem faetonul, ce vrea să spună numărul 2. Avem luna și șase de băte, da? Surpriza este o călătorie la o vreme de seară sau o bucurie pe care o ai în legătură cu o femeie. Poate este vorba despre o situație necunoscută, da? Ceva ce n-ai mai făcut până acum, ceva ce nu cunoști și aici ai o surpriză foarte, foarte mare. Asul de spade, uite, la baza pachetului, exact ce e la început, deci. Tu acum ești într-o perioadă în care lucrurile se clarifică în viața ta, vezi adevărul, știi ce să faci, știi ce să spui. Știi încotro să mergi, pentru că uite, zecele ăsta de spade zice clar că ceva nu mai poate funcționa așa. Mai văd o legătură cu zodia rac sau zodia pești. Să vedem îngerii romantici. ce zic numărul 2, ce trebuie să știți aici avem niște probleme, da banii și cariera, ci că astea sunt un factor care îți afectează dragostea. Acum, fie lucrezi prea mult și n-ai timp de iubire, fie e o relație pe la muncă. Aici avem decepție. Cineva poartă o mască falsă în relația asta, în situația asta. Dar totuși văd că e pasiune, e atracție, dar cineva nu-i sincer. În unele cazuri poate să apară aici o nouă iubire, atunci când te aștepți mai puțin. Dragii mei, să vedem și cu tarotul meu, da? Și cu surpriza asta. Că... Ei, surpriza are legătură cu o persoană înlăcrimată, da? O veste bună și un blocaj. Cineva care până la urmă îți spune vestea. spune adevărul, cum s-ar spune. Avem realizarea dorințelor. Deci, aici e o veste bună, clarificatoare, da? Dar care, uite, poate să se lase și cu o oarecare ceartă sau cu o oarecare discuție în contradictoriu. Da? O casă, o cununie, o relație și bani, deci. Poate este vorba despre un proiect mare, despre o casă, despre un teren, despre o instituție. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc din suflet că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos aceste informații. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase și îți reamintesc și de aplicația gratuită Cristina Zurba. Acolo mereu ai parte de o ghidare oricând simți nevoia. Te îmbrățișez cu drag, o zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc și să ne revedem cu bine și data viitoare.